Nu, sunt aici în continuare, n-are de ce să mă desechilibreze. Treaba mea este aici, ei vorbesc în presă, între ei. Eu n-am nimic de a face, eu doar mă concentrez pe ceea ce am de făcut eu. Cum va fi la Giurgiu? La Giurgiu va fi un meci foarte greu. Au o echipă cu foarte multă experiență, cu jucători foarte valoroși și va trebui să ne facem jocul și să încercăm să câștigăm. Îl visezi pe Lübeck sau înainte meciul? Îl aștept de vedere, nu îl visez noaptea. Ești pregătit pentru confruntarea cu el? Da, sunt pregătit. Să blochezi? Sunt pregătit tot timpul pentru orice fel de meci, pentru fiecare meci în parte. Ce ar însemna pentru voi Europa League? Ar însemna o performanță la care mulți de aici nu ne-am gândit. Ar fi ceva nou și cred că toată lumea în sufletul lui își dorește asta. Dar e un drum foarte dificil și lung până acolo. Ok, mulțumim.